Este criză de sânge la centrele de donare din țară, inclusiv la centrul de transfuzii din Mehedinți. Mai mulți jandari mehedințeni au donat astăzi sânge pentru persoanele care trec prin situații dificile. Activitatea face parte din cadrul campaniei inițiată de Jandarmeria Română, în colaborare cu Patriarhia Română, intitulată Donează sânge, salvează o viață. În general, la centrele de donare din țară este criză, iar odată cu pandemia, mulți cetățeni nu au mai venit să doneze sânge de teama infectării cu noul coronavirus. Mai mulți jandarmi mehedințeni au donat astăzi sânge la centrul de transfuzie sanguină din Drobeta, Turnu Severin. Nu este prima acțiune de acest gen la care jandarmii participă neezitând să răspundă prezent și să întindă o mână de ajutor atunci când este nevoie. Consider că este un lucru benefic să venim în sprijinul altor persoane care au nevoie de noi. Îndemn cât mai multă lume să vină să doneze sânge. Este a doua oară când donezi, este foarte important, consider că este important să-i ajutăm pe ceilalți dacă putem. Donez sânge, sunt un donator fidel, mă numesc Paulescu Dorinel, donez și de 3 ori pe an. De fiecare dată vin pentru a ajuta oamenii care sunt într-o situație în care viața lor este pusă în pericol și totodată aș avea o rugăminte pentru toți românii care sunt și își iubesc neamul, să ne urmăm strămoșii și să facem ce au făcut și ei, să dăm un strop de sânge pentru tot neamul nostru, să-i salvăm, să poată să trăiască fiind într-o situație grea pe paturile de spital. Acțiunea face parte din cadrul campaniei inițiată de Jandarmeria Română în colaborare cu Patriarhia Română, inițiată Donează sânge, salvează o viață, care se desfășoară în această perioadă la nivel național. Conștienți că simplul lor gest acela de a dona sânge poate să ajute mai multe persoane aflate în suferință, jandarmii mehedințeni s-au prezentat în această dimineață la centrul de transfuzie sanguină din Drobeta, Turnu Severin. Acțiunea face parte din cadrul campaniei care se desfășoară la nivel central, inițiată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în parteneriat cu Patriarhia Română, intitulată Salvează o viață, donează sânge. Nu este prima acțiune de acest gen la care jandarmii mehedințeni participă și nu ezită să întindă o mână de ajutor atunci când este nevoie. În fiecare an, înaintea sărbătorilor de Paști, veneau foarte mulți donatori să doneze sânge. Din păcate, de anul trecut și mai ales anul ăsta, numărul de donatori a scăzut foarte mult înaintea sărbătorilor, astfel că ajutorul jandarilor, până la ora asta au donat 5 jandari, deci ajutorul lor este nespus datorită faptului că stocul de sânge este în momentul de față destul de scăzut, mai ales pe sânge de grup B, Rh pozitiv, și sperăm ca și colegii jandarmilor care au donat să vină să doneze, precum și alte persoane sănătoase care pot dona sânge. Scopul acestei acțiuni este să conștientizeze societatea și să conducă la creșterea numărului donatorilor și la îmbunătățirea stocurilor de sânge din țară. Câteva minute pot ajuta o persoană. Donează sânge, salvează o viață.